Bine v-am regăsit, dragele mele, cele din Zodia Gemeni. Haideți să facem etalarea pentru luna februarie în dragoste, ea și el, să vedem ce vă așteaptă pe voi, doamnele, în luna februarie, în dragoste, împreună cu partenerul vostru. Țin să precizez că acest video este doar pentru doamne. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă? Doamnele din Zodia, ce le așteaptă pe doamnele din Zodia Gemeni în luna februarie, în dragoste. Haideți să vedem. Și pentru partenerul vostru, partenerul doamnelor din Zodia Gemeni, luna februarie, în dragoste. Bun, haideți să vedem. Pentru doamnele din Zodia Gemeni, pentru voi, voi vorbi, pentru că văd mai multe situații, trebuie să vorbesc despre toate cele pe care le văd. Bun, pentru voi văd că a existat o problemă. Unele dintre voi o să încep prin a spune despre cele care sunteți în situația asta. Dacă aveți de-a face cu un bărbat care este căsătorit, din câte văd, are și copii sau este posibil ca acest bărbat să aștepte un copil cu cineva, să aștepte un copil de la soția lui sau de la persoana cu care este. Clar a existat o despărțire, clar v-ați despărțit de această persoană. Cumva ați sperat ca această persoană să renunțe la situația în care este. Vreau să vă spun că s-a comportat și este un bărbat s-a comportat ca un bărbat neserios și este un bărbat neserios, care dovedește că și-a dorit doar o aventură. Și-a dorit plăcere cu voi, și-a dorit momente frumoase, vă place, vă dorește. Au existat, cum am mai spus, momente frumoase, momente plăcute, pline de pasiune, pline de dorință. Dar acest bărbat nu și-a asumat responsabilitatea vis-a-vis de relația voastră. V-am amintit că va termina această relație în care este, dar v-am furiat foarte tare pentru că această persoană a tras de timp și nici nu avea de gând să facă acest pas. S-ar putea să aveți de-a face cu cineva din zodia Rac, Scorpion, Pești, pentru cele care sunteți în situația asta, dar mai văd și zodia Berbec, Săgetător și Leu. Clar este că roata s-a întors pentru această persoană. Pentru că nu este în favoarea lui. Cumva această persoană are foarte multe probleme în familie în momentul de față. Își dorește, dacă clar sunteți despărțiți, își dorește să revină la voi. Își dorește să vă impresioneze, să vă arate că, că vrea să schimbe totul. Își dorește să vă ceară iertare pentru că v-a făcut să suferiți foarte tare. Voi sunteți clar. Nu dormiți noaptea, sunteți pline de anxietate, pline de frici, suferiți foarte mult după această persoană, vă doriți să comunicați. Cumva această persoană v-a lăsat fără nicio explicație. Clar v-a lăsat fără nicio explicație și această persoană trage ponoasele, ca să zic așa. Cert este că voi nu mai vreți să fiți cu această persoană. Chiar dacă această persoană revine în viața voastră în perioada, în luna februarie, voi nu vreți să mai fiți cu el. Parcă ați avut probleme de sănătate din cauza acestei suferințe, ați avut probleme. Multe dintre voi este posibil să fi făcut și un avort din câte văd aici. Multe dintre voi este posibil să aveți o distanță, să fiți la distanță de acest bărbat și să vreți să veniți în țară sau
să călătoriți unde este această persoană pentru a avea o discuție cu el. Bun. Pentru cele care aveți de-a face cu partenerul vostru oficial, cu care sunteți căsătorite, multe dintre voi ați fost dezamăgite pentru că persoana iubită clar a avut o aventură sau are încă o aventură. Cumva, nu pentru toate este valabil, dar pentru multe dintre voi ați aflat că persoana iubită a lăsat însărcinată o altă femeie, iar lucrul ăsta v-a supărat groaznic. Cert este că sunteți certați sau despărțiți în momentul de față și la distanță unul față de celălalt. Pentru situația asta, multe dintre doamne sunteți plecate în afară, munciți, sunteți cumva singure și vă simțiți singure și nu aveți cu cine să vorbiți, cu cine să vă sfătuiți, treceți printr-o suferință groaznică. Aveți probleme de sănătate foarte mari, sunteți pline de furie și nu aveți cu cine să împărtășiți această suferință. Să știți că bărbatul dumneavoastră care v-a făcut lucrul ăsta, doamnelor din zodia Gemeni, și sunteți în situația asta, o să plătească foarte grav. Deci această persoană va plăti foarte mult pentru ceea ce v-a făcut. În luna februarie, această persoană va pierde tot. Cumva universul îi dă pedeapsa acestui bărbat, pentru că văd că va plăti, va pierde tot ce are în locul respectiv, unde văd că multe dintre situații s-a mutat cu acea femeie și își dorește să se căsătorească cu acea femeie. Clar se va întoarce la voi, dar voi o să-i dați o pedeapsă foarte mare acestei persoane, pentru că multe dintre voi urmează să vă găsiți pe altcineva. Pentru cele care sunteți căsătorite și aveți de-a face cu cineva care a avut o relație în paralel, dar nu v-a spus de lucrul ăsta, nu a știut, pur și simplu a fost un șoc pentru voi. Ceva care pur și simplu v-a dus la depresie, la disperare și la... Pentru voi pot să spun că încercați din răsputeri să recuperați acest bărbat. Simțiți că sunt niște lucruri oculte la mijloc și să știți că în situația asta, pentru multe dintre voi, să știți că chiar sunt niște lucruri oculte la mijloc. Lucruri făcute de către cealaltă femeie, lucruri destul de puternice, dar cumva văd că acele lucruri au fost făcute și pe voi, pentru că văd că aveți o stare de sănătate foarte proastă și mentală, din câte văd. Pentru cele care sunteți în situația asta, pur și simplu vi s-a pus o barieră de către această femeie pe ce a făcut, ca să nu puteți să vă mai apropiați de partener, iar partenerul să nu se mai poată apropia de voi. Bun. Aceasta a fost etalarea în dragoste, ea și el, pentru zodia Gemeni, pentru luna februarie. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.